Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit în seria noastră de interviuri să cunoaștem câștigătorii concursului online al Festivalului de Arte, concursul de poezie. Ne bucurăm că sunteți acum cu noi. Când ați descoperit pasiunea de a scrie? Mulțumesc mult pentru invitație. M-am trezit cu pasiunea pentru literatură undeva în perioada liceului, dar relația mea cu literatura a fost și este una mai puțin tradițională. Păi zic tradițională în contextul în care tinerii de astăzi se lansează în general în literatură. Termenul pe care ei folosesc de obicei este prea plin. Da? Tinerii recur la literatură, la poezie, fie dintr-un prea plin social, existențial, fie și cultural, ideologic. E un fel de problemă, da, la nivel de conexiune. Dar vorba criticul asta nu face poezia nici bună, dar nici rău, e doar un subterfugiu. Eu m-am inițiat în literatură prin Marin Sorescu, în clasa 10-a, cam așa. Apoi a urmat o perioadă de studiu a criticii, a teoriei literare prin Tudor Vianu și după intenția limbajului. Apoi a urmat o perioadă de actualizare cu autori contemporani precum Ion Mureșan, Emil Comaru și autorii, desigur, basarabeni, este original din Basarabia, municipiul Bălți, precum Nicolae Leacu și Emilian Galai cu Păun. Asta e. Da, cred că voi menționa că sunt student în anul 3 la Facultatea de Filozofie și la Facultatea de Arhitectură. În urmare, pentru mine, poezia nu e atât o problemă de literatură, adică nu, pasiunea literatură nu ține neapărat de literatură, ci de problema textului, ce înseamnă a comunica, ce înseamnă a construi ca tare prin dialog obiecte. Ați publicat volume de poezii? Da, am debutat în 2018 cu un volum de poezie intitulat Atlas, poți să-mi lași cerul mie, la editura internațională, Prut Internațional din Chișinău, sub urmarea lui Vasile Romanciuc și Iulian Filip, doi titani ai litera, al clasicismului basarabean. E un volum în care, de fapt n-am aici de față, e un volum în care eu în care caut formula soriciană a poeziei, a demitizării, dar ca orice volum de debut, el promite anumite chestii care urmează apoi să fie actualizate, confirmate, reconfirmate. Felicitări! Sunteți totuși foarte tânăr, nu-i așa? Da, am 21 de ani. Oh, chiar foarte, foarte tânăr. Doamne ajută, sperăm să vă vedem cât mai multe publicații. La sfârșit o să fiu pe măsura așteptărilor. Scrieți și proză? Am avut câteva tentative de inițiere în proză, dar problema e că la mine proza cam se vrea dramaturgie. Proza sau problema prozei e una particulară, da? Se vorbește mult despre indivizi, despre individualizări, ceea ce unui student la filozofie îi se pare cam problematic. Noi mai mult vorbim despre ceea ce se zice universal, despre idei abstracte. Proza se vrea mai detaliată. Dumneavoastră veniți și sunteți localizat în Iași. Da, sunt student în Iași, student anul 3 la Facultatea de Filozofie Cuza și tot student anul 3 la Facultatea de Arhitectură Cantacuzin. Iași este un centru cultural deosebit. Sigur, da, e un centru de posibilități, dar și de tentații literare. Adică e un spațiu în care te poți dezvolta și actualiza posibilitățile pe care le ai, desigur, pe măsura efortului. Vroiam să vă mai întreb și despre cum ați aflat despre concursul de poezie al Festivalului de Arte. Păi țin să fiu la curent cu toate noutățile din lumea literară, în special ce ține de cursa literară, în care te pui la întrecere cu colegii de generație. Am dat Festivalul de Arte în căutarea asta a unui loc în cursă. Credeți că sunt multe sau puține astfel de manifestări? Cum vedeți? Cred că sunt suficiente. Deja e mai dificil când debutezi. Unele concursuri au restricția asta de a nu fi debutant. Am observat că e o tentativă generală de a permite debutări. Deja ce ține de
confirmarea debutului e mai dificil. Concursurile de obicei lansează. Tot, juniori, trebuie relansați chiar și cei care au fost lansați. Da, exact. Într-un fel, pauza e bună, dar și slăbește. Da. Ne citiți câteva dintre poeziile dumneavoastră? Da, sigur. Vă citi o poezie cu care am participat la concurs, o poezie la care țin foarte mult, intitulată Topoare, popoare, popoare, topoare. Îi scrie conducătorului de popoare și topoare, Marx, poet, la rândul său, că tot odată cu trăirea comună, mai întâi aflați că sunteți la fel de singuri ca mine, dar mai demn de milă ca mine, fiindcă sunteți singuri în haită, și că undeva, către ziua, aici, în mare taină, se mănâncă varză murată în lacuri. Păi să fim serioși dacă nu vezi, care micea varza nu poate fi trăită decât în caz de forță majoră. La dracu de majore care sunt mare căutare, foarte mare căutare și când sunt lăsate libere și când sunt trase la țeavă. Păi să-i cer mâna, bineînțeles, formal, ca să nu creadă că așa o rom tronc să nu cer nimic, să-i cer totuși ceva. Să nu luăm avans de mizerie. Și acum Marx îmi zice, aproape niciunul dintre cuvintele pe care le scrii nu se potrivesc cu următorul. Vorba aia, casca de protecție, e absolut indispensabilă când lucrăm pe schele. Cuburat o frânghie făcută din lapte, laptele de la trei vaci, albe cu laptele de la trei vaci negre. Deci o frânghie împletită în șase vărtată, de laptele vacilor albe era puțin mai întunecat la culoare, către o lume, să zice, mai dreaptă și mai bună, mai dreaptă oricum, fiindcă fâine era dreaptă și el mergea în jos. Cum ar spune ursul, alerga unul din bălți cu foarteca, dar nu-i folosea la nimic foarteca, că tristețe pentru Dumnezeu, tată-ți, te rog, un an mătânt, poftim, iar mai făcut să mă plâng. Mă bucur că și juriul a apreciat poezia dumneavoastră. Da, cred eu că când particip la un concurs trebuie să-ți asumi tatonarea asta de subiectivitate. Bine, nu e vorba de o subiectivitate care diferențiază sau creează lacune de comunicare. Din potrivă, e subiectivitatea care se vrea dialog, iar dialogul prin excelență trebuie să fie constructivă, asta e. Deci noi nu doar ne exprimăm, noi mereu comunicăm și scriem pentru a construi, dacă nu lume, obiecte, dacă nu obiecte, intenții. Exact, asta răspunde și întrebării cum vi s-a părut juritarea. Exact. Desfășurarea în sine a concursului, cum credeți că a fost? A fost foarte bine venită postarea lucrărilor pe site-ul festivalului, dar eu cred că e de dorit și publicarea unei antologii, pentru că, până la urmă, literatura rămâne a fi o literatură de hârtie. Și cred eu, e bine venită o antologie cu publicații pentru a resuscita în unele cazuri sau pentru a menține încă ideea asta pe care o avem, că literatura încă se face pe hârtie și cred că e necesar să conservăm originea asta. E adevărat, ceea ce mă conduce la următoarea întrebare. Ce credeți că am putea face mai bine în afară de editură, de publicare, în afară de această idee cu un cenaclu pe Facebook? Da, păi... Eu cred că nu ține atât de mult de partea administrativă, ci mai mult de indivizi, pentru că în momentul în care se inițiază dialogul, ar trebui să răspundem cum ne e în forță să învățăm noi tehnologii de a comunica. Și asta mai degrabă e o meandră decât a mea, decât o propunere sau un sfat, dar un cenaclu e eficient când tip nu au doar debutanți, dar și consacrați. E o formă de normativitate. De obicei, debutanții tind să exagereze sau, cum se zice, în mod tradițional, să apuce de arătură. Atunci intervin clasicii, intervin critici, intervine și juriul ca o formă de normativ, o formă de
menținerea Plutei. Ne împărtășiți câteva planuri de viitor, dacă doriți? Da, în general tinerii au liste mari de planuri, eu nu sunt o excepție. Lucrez la un al doilea volum, unul care se confirme promisiunile făcute în volumul de debut, dar e un volum care se vrea și tratat filozofic, miza fiind următoarea: dacă nu reușesc în poezie, rămân cu filozofia, dacă nu reușesc cu filozofia, rămân cu poezia. Un fel de colac de salvare în ambele dimensiuni, adică nu are importanță pe unde bagi capul, da? A reuși în termen poate de acces la public, că a reușit cu o finalitate, cred că amândouă. Da, într-un fel întrebarea nici nu se impune la nivel financiar. Da, așa e. Literatura nu își asumă dimensiunea asta. Cred că, în general, primul scop al artei e să ajungă la suflet și să mulțumească și mintea. Da, exact. E practică, doar că practică în sensul ăsta de atitudine, de comunicare. Exact. Da. Aveți un gând de final pentru cei care ne ascultă? Poate nu un gând, mai degrabă un fel de îndemn. Avem noi un fel de lozincă printre studenții filozofii, care următoarea, ca la Hegel, arată spiritul negru. Da, mulțumim mult de tot pentru acest interviu. Vă mulțumesc pentru ocazie. Rămânem în legătură. Sigur. Grup mare al poeților care au participat la concursurile organizate de Festivalul de Arte. Vă dorim împlinirea tuturor planurilor frumoase pe care le aveți. Și mulțumesc mult. Să ne auzim cu bine. Sigur. Mulțumim. La revedere. La revedere, o zi bună.